Salut, salut! Ești ok? Ești bine? Except în situația neplăcută în care probabil te găsești, anume că în momentul de față se găsită radioul blocat. Dar nu e niciun stres, nu te panica, nu te stresa, se rezolvă. Probabil ai băgat mașina în service, ai schimbat bateria sau ai scos o bornă de la baterie și se întâmplă. Marea a cazurilor, o radio este setată de producător, să-ți pe display un mesaj și în situația asta radioul are nevoie de. Nu, nu are nevoie de voonele, are nevoie de un cod de deblocare. Așa că te rog, uite te cu atenție la radioul tău și vezi dacă seamănă cu radioul din poză. uite te cu atenție, la butoane, cum vin butoane, cum e display-ul, cum e încadrat, seamănă modelul tău de radio pe care îl ai mașina acum și la care probabil te uiți și e blocat, și era un cod de deblocare seamănă, arată, este identic mai mult sau mai puțin cu cel din imagine, că dacă este, noi avem codul de deblocare. De ce spun asta? Pentru că modelul acesta este un model pe care l-am deblocat în cursul zilei de astăzi, deci cu siguranță 100% avem codul de deblocare. Ce poți să faci ca să obții acest cod de deblocare, să te bucuri? radiul tău să-l decodezi, deblochezi și să viupi volumul boxe, simplu, radioul ăsta, ca și multe altele, au o serie. Se poate debloca prin serie. Seria este înscrisă pe o etichetă, un sticker. Stickerul ăsta se găsește pe uh, una dintre laturile radioului. Da? În situația de față, ori scoți radioul din bord, te uiți cu atenție, faci o poză la eticheta respectivă și mi-o trimis pe WhatsApp. Cred și sper că numărul meu de telefon este salvat în agenda telefonului tău la deblocare radio 0721 21 -0059. Îmi trimiți poza cu eticheta cu serialul, eu o să trimit codul în 2-3 minute, simplu, rapid și ieftin. Repet și pentru cel din spate care probabil nu era foarte atent. Simplu, rapid și ieftin. Să ai o zi bună!